După eveniment la Mediaș, o proiecție a unui film despre China, e fapt despre Free China, The Courage to Believe, și lansarea volumului Organele Statului, Abuzul Transplanturilor în China. Avem invitați din Canada, via București, oricum sunt oameni foarte implicați în ceea ce se întâmplă în partea chineză. Adrian, Gina, bine ați venit la Mediaș! Bine v-am găsit! Epoch Time România, Times România, iată, ajunge și în orașul nostru cu acest dublu eveniment. Haideți să vedem, pentru început, câteva detalii despre ceea ce faceți voi. Cine este, de fapt, Epoch Times România? Epoch Times este practic o rețea de media independentă, născută prin 2000, din dorința de a raporta știri independente despre China. Deci în 2000 era un boom de investitori în China, chiar și înainte, prin anii, în 2001 a intrat în WTO, deci puțin înainte, o grămadă de oameni investa. Însă știri necenzurate din China nu erau de multe, mai mult syndicated, deci marile mass media care raportau niște lucruri care de multe ori nu reflectau situația în internet. Și atunci cineva a avut ideea asta de deșteaptă, gândindu-se că, domne, dacă vrei să-ți bagi bani undeva, trebuie să știi ce se întâmplă acolo. Să știi adevărul. Să știi adevărul și adevărul spus așa cum trebuie spus. Pentru că, până la urmă, îți pui bani într-un lucru pe care nu poți să-l controlezi și că nu e o cutie neagră. Și pe care o controlează altcineva. Și atunci ei au fondat ziarul Epoch Times în America de Nord. S-a dezvoltat repede și în alte țări, pe un model de business de genul ăsta, prima oară cu o versiune în limba chineză, care a prins excelent în locurile unde sunt comunități mari de chinezi, în special Hong Kong, Taiwan, pentru că ei sunt puțin mai independenți și mai gândesc altfel, și, dar și în Europa foarte scurt timp, America Latină, în România din 2006, suntem complet independenți, e o media privată, practic. Deci nu suntem listați la bursă, în sensul ăsta, și creștem foarte mult. Creștem foarte mult din cauza că am știut să raportăm lucruri care sunt interesante și de foarte mare interes pentru întregul glob, nu numai pentru sectoare de investitori și, să zicem, un market de nișă. Și atunci ne-am dezvoltat destul de tare. Oamenii ne apreciază destul de mult și credem că facem niște lucruri bune pentru toată lumea. Gina, care ar fi subiectul cu care v-ați lăuda voi așa, care v-a scos un pic în lumina reflectoarelor? Deci cu care ați făcut rating, să spunem. Cu care am făcut rating. Cu multe am făcut rating, dar aș începe cu raportarea despre SARS. Deci, așa cum vă spunea Adrian, am ajuns dintr-un subsol din Atlanta în peste 35 de țări la acest moment și 21 de limbi. Datorită faptului că fiecare țară raportează de la fața locului și știrile sunt adevărate, nu există niciun fel de cenzură fiind independenți, oamenii apreciază acest lucru. Asta s-a întâmplat când am raportat despre SARS, despre epidemia de SARS care a avut loc și care noi am raportat despre ea. Deci, în momentul când a existat această epidemie de SARS în China, autoritățile chineze au ascuns-o datorită faptului că era un târg internațional la care erau foarte mulți investitori. Ei au ascuns-o și atunci noi am raportat despre ea. Au murit foarte mulți oameni. Am aflat despre ea, am raportat-o, am fost premiați de guvernul canadian, prin guvernatorul general al Canadei, pentru salvarea de vieți omenești. Au fost foarte multe spitale în carantină, a fost o teroare întreagă, toată lumea umblam cu măști la gură, ne spălam pe mâini, pe orice puneai mâna. Dacă mergeai într-un mijloc de transport în comun, erai terorizat dacă cineva tușea sau strânta lângă tine pentru că se lua prin aer. Era un virus aeropurtat. Deci aia a fost primul premiu pe care l-am luat, premiul pentru SARS. După care a urmat o serie de premii internaționale, foarte multe premii, aș menționa numai câteva de anul acesta. Deci am primit, și să încep cu octombrie 2012, anul trecut, fiind jubileul reginei Elisabeta a II-a, am fost distinși cu medalia reginei Elisabeta a II-a, medalia de jubilii, pentru raportarea despre drepturile omului și despre persecuția și recoltarea de organe de la practicanții Falun Gong.
Mai târziu, în aprilie 2013, am primit premiul jurnaliștilor profesioniști, care a avut loc decenarea la Washington. Sigma 5 se cheamă, iar în august 2013 am primit premiul de excelență al Asociației Jurnaliștilor din New York. Cel mai recent premiu pe care l-am primit acum o săptămână a fost Business Legend pentru tot grupul Epoch din toată lumea, pentru modelul de business pe care l-am avut și pentru raportarea de știri cu adevărat, adevărat. Bun, ca o adevărată agenție de știri, deci voi sunteți, să spunem așa, cu ghilimelele de rigoare, de capul vostru. Cum ați ajuns să publicați organele statului în limba română? Asta e un alt subiect pe care cred că Gina a omis să-l punteze. Deci întreaga, de prin 2003, cred că prima știre pe care am avut-o cineva, o doamnă măritată cu un chirurg, oftalmolog, a ajuns la Epoch Times și a dat un interviu spunând că în China se recoltează organe forțat, pe viu, de la practicanți Falun Gong închiși în lagăre de muncă. Și erau, ea vorbea de un sistem întreg, era nu un caz izolat, două cazuri izolate de genul ăsta, ci ceva sistematic. Existau spitale militare asociate cu lagăre de muncă și buncăre și un sistem de transport underground, așa, era o chestie absolut ciudată. Această martură pe care presa a numit-o și noi am numit-o Annie, încă o dată, am venit la Epoch Times știind că, mă rog, suntem un ziar destul de, deci știm ce facem și, mă rog, a dat un raport întreg. Noi am fost șocați de chestia asta la început, deci ea vorbea de multe cazuri. Soțul ei, și mărturisile făcute în America, deci a reușit să fugă, divorțase de chirurgul respectiv. Și istoria era în felul următor. El, la un moment dat, i s-a spus că hai să scoatem cornei de la condamnații la moarte care au fost executați. Asta e o poveste în China pe care probabil că o grămadă de lume o știe. În China există condamnare la moarte și organele sunt practic... Există o lege în China care spune că pot fi luate cu consimțământul prizonierului. Bine, dacă e vorba de consimțământ sau de bâtă, acum nu mai știe nimeni. Închisorile sunt atroce, deci e clar că n-are cum liber consimțământ în închisori, în China nu există practic. Dar în sfârșit, deci, trecând peste toate aspectele astea, chirurgul ăsta știa la început că erau prizonieri executați. În timp a observat că oamenii mișcau sub bisturiu, nu erau morți. Ăsta opera corne, scotea corne. Da. Și după alt timp a început să nu mai putea să doarmă. Da? Deci era vorba de operații care se făceau pe bandă rulantă. De multe ori noaptea, chestii de genul ăsta, deci la ore destul de ciudate. Și atunci omul s-a dus și... Azi că el nu mai vrea să facă chestia asta. Și atunci ei au spus, nu, tu trebuie să faci chestia asta, pentru că ai făcut-o deja și da, ea nu erau morți, dar mai ești practic băgat până în gât și de înainte. Asta a fost pe scurt raportul lui Annie, probabil îl găsiți pe internet pe undeva. Mi s-a părut foarte, adică știam de toată persecuția Falun Gong în China, deci sunt milioane de oameni luați, torturi, violuri, omoruri, deci vorbim de zeci de milioane de oameni băgați în lagăr de muncă, e o chestie de așa, gen stil Mao, lumea luată noaptea, da. Și atunci, bun, mi s-a părut că parcă ar fi ceva, dar totuși parcă e prea de necrezut. E ceva sistematic, așa, o chestie. Oameni folosiți în ferme de organe, practic, pe taie ca pe porci și ea spunea că, deci, carcasele sunt cremate, deci, iarăși, spitalele respective, ca să nu dea de gândit, aveau reguli foarte stricte și pe oamenii ăștia nici nu anesteziau prea tare, mai mult îi băteau ca să nu apară un stoc de anestezice prea mare pe lună să bată la urmă. Deci au niște chestii îngrozitoare pe acolo. Detaliile erau oribile. Și atunci, după câteva luni, a mai apărut un martor în Japonia de data asta, fără nicio legătură cu Annie, vorbind despre cam același lucruri. Iarăși, Annie vorbea de un oraș care se cheamă Suji Atun. Deci era calată, cazul era calat pe un bun, ăsta, celălalt vorbea de mai multe centre de genul ăsta, vreo 3-6 la număr și... mă rog, deci pe un sistem întreg care tipul căuta azil la ambasadă în Japonia. Deci asta a fost. Era cu totul altă circunstanță. E, și atunci ce s-a întâmplat a fost că doi oameni, și anume un avocat de drepturile omului, foarte cunoscut, pe nume David Matas și un alt, un procuror de data asta al provinciei Alberta, pe nume David Kilgour, și parlamentar și secretar pentru Asia Pacific, deci un om important prin Canada,
s-au adunat, au strâns o echipă de colaboratori și au făcut o anchetă care a durat probabil un an de zile, în care au sunat inclusiv la spitale cu înregistrări făcute, sunau și cereau un rinic de la... dar vreau special de la Falun Gong. Deci vreau că Falun Gong, adereții mișcării sunt cunoscuți că au un stil de viață bun, deci nu fumează, nu beau în principiu și fac exerciții de Qigong, le asigură, deci se știu că sunt sănătoși, trăiesc mai bine decât alți oameni, au mai puține boli, sunt studii făcute chiar de doctori chinezi. Și atunci e de notorietate în China că duc o viață mai bună. Și atunci ce au făcut? Și au sunat și bineînțeles că o grămadă de spitale le spuneau, da, veniți că vă asigurăm un rinic într-o săptămână. De la Falun Gong, da, de la Falun Gong, nu e nicio problemă. Nici nu întrebau ce tip de sânge au, dacă au, deci era așa cumva pe neve totul. Și timpii de răspuns erau uluitori. Deci în state poți să aștepți oriunde la 52 de săptămâni la 100 de săptămâni, deci una în 2 ani, lista de așteptare. Deci acolo te duceai și îți mai dădeau, culmea infamiei, îți mai dădeau, îți dau și garanție. Deci dacă organul tău nu funcționează, mai tăiem unul, eventual. Deci atâta, deci, mă rog, ăsta e un, iarăși, amănuntele sunt groaznice la... Și cazul ăsta a fost unul dintre cele care, din cauza că noi am raportat prima oară despre chestia asta, iarăși, lumea a început, n-a știu ce să creadă, apoi a venit raportul David Kilgore, publicat prin 2006, cu o grămadă de dovezi, râste de ei, nu au reușit să intre în China, bineînțeles că nu i-au lăsat, nu li s-a acordat viză, dar a făcut extrem de multă vâlvă, inclusiv printre somitățile în materie de transplanturi, care deja își puneau niște întrebări, apropo de numărul imens de transplanturi, care în China practic a explodat. China e o țară tradițională, ei nu își donează organele din motive culturale. Ei au senzația că, de credința lor, e că dacă îți dai un organ, nu mai poți să te reîncarnezi. Și atunci avea un program ăsta de transplant, cum a zis așa, civil, care practic nu funcționa din cauza asta. Și atunci, brusc, de prin 2001, când a început represiunea împotriva Falun Gong, numărul de transplanturi a ajuns de 10.000. Fără surse documentate. Da? Deci, cam asta e istoria acestei povești. Cartea Organele Statului este una dintr-o serie de cărți. Este, dintr-un punct de vedere medical, e scris în niște eseuri, scrise de doctori, printre alții, și ziariști, care tratează problema dintr-un punct de vedere strict medical. Numere și dovezi. Se vorbește despre turismul de transplanturi și despre faptul că cei care vin din China de obicei au probleme, deci din punct de vedere foarte medical, practic ei au luat și au verificat raportul MATA și și-au tras propriile concluzii pe baza raportului publicat de cei de Gina, în România unde a apărut prima dată cartea pe care astăzi o prezentați la Mediaș? Deci am avut prezentarea la Congresul de Bioetică de la Iași de pe 24 octombrie și cartea a văzut lumina tiparului doar cu două zile mai înainte. Deci cartea a fost, lansarea cărții a fost coordonată de profesorul dr. Vasilea Stărăstoie, care este președintele Colegiului Național al Medicilor din România. Aș mai fi vrut să mai adaug ceva înainte să vorbesc despre carte, ceva care are foarte mare importanță și mă întorc imediat, am să fac o scurtă paranteză. Deci, în momentul când noi am raportat în 2006 și a ieșit raportul David Kilgore, David Matas, aceea a fost prima versiune a raportului. A doua versiune a raportului a ieșit în 2009 și a fost sub forma unei cărți, Recoltarea sângeroasă de organe de la practicanții Falun Gong, și a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace în 2010. Cartea era scrisă, exact cum a zis Adrian, la nivel de dovadă. Deci erau acele echipe de traducători care sunau în China și întrebau. Ulterior, cartea State, Organele Statului sau State Organs în engleză a apărut în iunie 2012 și este dovada pe care foarte multă lume o aștepta. Dacă cartea din nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace vorbea la nivel de diplomați, la nivel de avocați, această carte State Organs, Organele Statului, este luată la nivel de societate civilă.
Nu foarte multe organizații la nivel de stat au reacționat, însă Organizația Mondială a Sănătății și societățile de transplantologie din jurul lumii au început să reacționeze. De ce au început să reacționeze? Înțelegerea mea este pentru că această atrocitate care are loc în China lovește în primul rând în meseria lor de doctori, este împotriva jurământului lor. Este prima propoziție din jurământul lor în care spun că nu fac rău altor persoane. Și atunci ei s-au autosesizat și au început să vorbească despre aceste lucruri. Deci cartea este scrisă de 11 personalități din 7 țări și 4 continente. Deci dă o priveliște foarte completă despre ceea ce se întâmplă. Nu mai este dintr-o sursă, sunt surse diferite. Și atunci este dovada pe care foarte multă lume o aștepta că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în China se întâmplă în carte. Două capitole diferite a unui jurnalist internațional care este foarte des audiat de Congresul American, îl cheamă Ethan Goodman, englez la origine, și David Matas, folosind date oficiale ale Partidului Comunist Chinez, au ajuns la concluzia, prin două metode diferite, că 47.000 de practicanți Falun Gong sunt uciși anual pentru aceste organe. Pornind de la faptul că numai deținuții care sunt condamnați la moarte sunt oriunde între 2.000 și 8.000 pe an, dar ei declară oficial între 10 și 20.000 de transplanturi pe an. Având în vedere că un transplant poate să nu reușească din prima încercare și sunt mai multe organe și mai mulți oameni uciși pentru asta, prin calcule foarte clare s-au ajuns la concluzia că sunt 47.000 de practicanți omorți. Asta ca să fac un pic de paranteză despre carte. Deci, din cauza acestor raportări, foarte mulți medici la nivel internațional s-au implicat nu numai să scrie cartea, dar să scrie și prefața cărții, să vorbească despre carte și să fie cerută cartea ca să poată să fie publicat raportul, un sumar al cărții. Asta s-a întâmplat și la noi. Domnul profesor Astăr Răstoaie l-am rugat să scrie prefața, a acceptat să scrie prefața și atunci a fost această coordonare din partea dânsului să avem la acest, bineînțeles, congres de bioetică care exact despre asta vorbește. După aceea am lansat-o la Chișinău, am lansat-o la Societatea Timișoara în Timișoara, am avut o lansare privată la București, acum suntem la Mediaș și probabil vor mai urma și alte lansări. Pentru că acum sunteți la Mediaș și eu de această carte și de proiectul vostru am aflat chiar de la o medieșancă, o fostă vecină de-a mea, Mariana, pe nume de fată Baciu, care am înțeles că este o apropiată voastră, o colaboratoare. E colaboratoare. Care este, sau care a fost rolul Marianei în chestia asta? Bine, ea și aceste sunt subiecte care sunt pur și simplu blockbusters pentru, deci pur și simplu ne-au asigurat un fel de, cum ai zis și tu, un rating și lumea asociază deja chestiunile astea cu numele ziarului, pentru că noi suntem cei care le-am făcut publice. Bineînțeles că Mariana, știind că noi suntem în România și că am lansat cartea, din moment ce lucrează la noi, a știut și a zis, domne, i-ar fi vrut să trecem și pe la media. Și atunci a zis, ne trecem oricum, suntem pe aici, ne ocupăm cu asta. E o chestiune de suflet aici, iarăși. Sunt o grămadă de oameni de suflet strânși și prin proiectul ăsta. De ce? Și mai ales apropo de lucruri atât de oribile ca asta. Pentru că până la urmă, e vorba de ceva care aruncă o pată pe obrazul omenirii, în primul rând al omenirii. Deci, practic, sunt niște oameni undeva, unde prizonieri, ca zic așa, politici, cum ar fi fost în România, sunt ținuți în niște beciuri, li se fac analize, altfel sunt torturați de dimineață până seara, că asta se întâmplă pe acolo cu practicanții. Și atunci, din când în când, deși sunt torturați, li se fac analize. Asta a fost unul dintre punctele esențiale care, pentru că și mulți mor în urma torturilor, deci dacă tot îi tratez rău, de ce le faci analize? Și s-a fost unul dintre becurile roșii care s-a prins imediat și pe care noi la început n-am știut, auzim de cazurile astea, n-am știut cum să le coroborăm. Bun, și atunci îi ținem beciul și din când în când, practic, când vine câte un tip care vrea organe, mai taie câte un pentru piese. Deci atât de oribil. Nu știu, e ceva care ne privește ca standard de umanitate. Deci nu poți să faci chestia asta.
Și atunci mulți sunt implicați. Și în plus că, bineînțeles că implică doctori, implică chirurgi, de asta mulți dintre cei care au scris eseuri aici sunt somități, deci nu sunt niște medici din gard undeva. Da? Deci e vorba de Kaplan, e vorba de doctorul Levy, care era șeful societății de transplant din Israel. Deci erau așa, sunt oameni grei. De ce s-au implicat? Mâncă pur și simplu aruncă o pată pe obrazul lor și vor să delimiteze de măgăria asta. Deci, și atunci și Maria a fost una dintre ele, da, vă duceți în România, perfect, uite, treceți și pe la Mediaș, că eu sunt de acolo și e un oraș de oameni cinstiți și ar merita să audă chestia asta și sunt convins că nu știu cât știu și așa mai departe. Și atunci așa se fac lucrurile astea, ce un proiect mai de suflet, așa, că până la urmă e vorba de the little guy care ia bătaie de la the big guy, e vorba de societățile astea postmoderne care se uită la oameni ca la vaci cu lapte. Până la urmă, asta e vorba. Se uită la tine și tu nu mai ești tu o ființă umană. Ești o resursă. Ești un consumator sau ești o bancă de organe. Practic, ești un obiect. Despre asta e vorba. Și se reflectă în tot felul de... Se reflectă în tot felul de moduri. Cineva mă întreba, bine, e în China. Ok, cu cine privește pe noi asta? E o atrocitate evidentă. Cum se reflectă asta în România sau care e reverberația până aici? Și două răspunsuri am la întrebarea asta. Primul răspuns ar fi că, doar e vorba de comunism. Și comunismul e o chestie care e un rău social. Deci una la mână că face rău și că s-au băgat mulți oameni la pușcărie și au fost torturați și chinuiți. O țară sărăcită, care nu și-a mai revenit nici până acum. Și asta ar fi o dată. Și că ăla se poate repeta oricând. Pentru că dacă tu ajungi de o duci mai rău ca pe vremuri, sau crezi că ajungi cu o duci mai rău ca pe vremuri și începi să regrezi chestia aia, s-ar putea să vină de la tine. Deci, și o mai faci încă o dată, lată, ca și cum ar fi. Asta ar fi o problemă. A doua e că... Da, pentru că vorbeai de comunism și de istorie și chiar am văzut zilele trecute un interviu cu colegul meu, Adelin Petrișor, care a scris despre Coreea de Nord și la un moment dat în cartea lui menționează faptul că după această excursie acolo, i-a venit așa un gând. Comunismul este reversibil. Eu spune, Doamne ferește. Adică ar putea veni oricând. Ar putea renaște. Da. Noi trăim într-o țară comunistă, mentalitățile, știți bine, se schimbă foarte greu, cel mai greu. E doar la îndemâna unui personaj ca să aibă declicul ăsta în țară și să mergem să ne întoarcem. Sunt multe manipulări prin spațiul public. Deci aia e una la mână și unele dintre ele sunt de-a dreptul ciudate. Eu personal cred că cred că n-a murit. Nu știu cine spune asta. Ana Blandiana. Deci nu poate fi restartat că nu s-a oprit. Deci eu cred că e puțin scufundat așa. Și de ce spun asta? E o discuție destul de largă, nu știu cât vreau să intru în ea, dar ce aș vrea să spun eu e că e următorul lucru. Practic, la noi nu a existat niciodată o separare de comunism. L-am împușcat pe domnul ăla sau pe nenea ăla, ca să nu-i zic domn, dar n-a fost, și toate vinile cădeau pe el. Deci el era vinovat pentru toate, ceea ce mi s-a părut o chestie super dubioasă, da? N-a fost niciodată condamnat sistemul, au strigat niște băieți, niște studenți, printre care și eu, pe diverse străzi prin România a ajuns comunismul, dar n-a avut, deci statul român l-a condamnat mult mai târziu și a ieșit și cu huiduială în Parlament, dar niciodată nu s-a știut de fapt. Ce stai un pic, noi am ieșit din închisoarea aia, ca să vrei să ieși dintr-o închisoare, trebuie să o percep ca pe o închisoare. Că altfel s-ar putea să zici că e casa ta și să vrei să trăiești acolo și nu o să ieși niciodată că, dacă îți place. Deci una la mână. De asta nu știu cât de tare s-a oprit. Noi am vopsit gratile. Și am zis că nu mai sunt roșii, am masă albastră. Dar lumea n-a simțit că se trăiește mai bine, n-a simțit ce înseamnă democrație. A simțit ce înseamnă balamuc și, ca zic așa, mahala prin presă și furturi prin 90. Și, da, totuși, iarăși, se discută foarte mult de torționari care trăiesc pe pensii, care nu pot fi, da? Gheorghe Ursu, nu l-au condamnat, de tot amână, de ani de zile și acum l-au făcut scăpa din nou. Da? De ce? Pentru că există un sistem de relații, de cunoștințe care, cum să-l numim? Nu știu cum să-l numim, dar e acolo. Nu e un caz izolat, cazul Ursu, nu e cazul. Sunt mai multe cazuri și toate cam bat în aceeași direcție. Ai fost, ai locuit în China? Am fost în China, dar n-am locuit. Am locuit vreo... Am stat o săptămână la hotel și două zile la pușcărie.
Dar nu, nu am locuit. Deci am, da, am la pușcărie cum așa? Ca experiment? Nu ca experiment, ci ca, ca zic așa, experiment din partea mea, cu sigur n-am vrut să ajung în pușcărie, deci nu am vrut să ajung acolo, că nu era, ca, nu, deci nu e treaba să ajung la pușcărie. Eu practic Falun Gong, sunt unul dintre cei care în China sunt torturați sever pentru că practic niște exerciții fizice, pentru că au un cod moral, vorbesc serios, deci asta e atât de stupid. E vorba de școala asta numită Falun Gong sau Falun Dafa. Bun. E o școală de Qigong. E cum, ca un Tai Chi, dacă știți. I-ați văzut pe aia în parcuri că se mișcă așa, da? Bun. Sunt niște lucruri tradiționale chineze, ca și, de exemplu, acupunctura, ca să fac o paralelă așa. E de 1000 de ani acolo și e bună, dacă știi să o faci. Și de ce te-au ridicat? Eu pot să te opri mai lungă. Make it short. Ca să zic așa, pe ei, deci, școala asta de Qigong e popularizată de prin 92. Din cauza că nu se iau, nu sunt bani acolo. Deci te învață toată lumea gratis, dacă vrei bine, dacă nu te duci și te plimbi. Și are un cod moral care, practic, în 4 ani de zile a fost un reviriment din ăsta, apropo de, e o societate super coruptă. Deci de e jale. Și a fost un reviriment ăsta pe baze morale, tradiționale. Deci hai să facem lucrurile cum trebuie. Și din 92-96, 70 de milioane, 100 de milioane de oameni care practicau chestia asta, Falun Gong. Și atunci i-au și sprijinit guvernul, că era o chestie cinstită, le reducea cheltuielile de sănătate, oamenii nu mai făceau, mai luau mită, nu mai... deci era pe bune, nu mai furau. Și la un moment dat, când i-au numărat, au ieșit cam mulți la numărătoare. Deci i-au numărat ei, guvernul. Și au dat pe post chestia asta nouă. S-au speriat, cred. S-au speriat, erau mai mulți decât membrii de partid. Care au un partid ăsta, 50 de milioane. Asta era problema, că erau prea mulți. Și prea mulți. Și atunci au zis, primul lucru au zis, bă, ia mai rărește. Și au început cu șicane. Deci oamenii practicau în parc, de exemplu, că așa e pe legea acolo, da. Și săl de sport, da, și... E, și ce vreau, era sectoristul zicea, bă, ia să plecați de aici, că nu vă las, practic. Și eu, ia, își strângeau și plecau. Asta e primul lucru, că erau... Perceptele morale ale acestei școli sunt trei. Adevăr, bunătate și toleranță. Da? Deci să fii cinstit, să fii de treabă și să tolerezi. Și asta făceau. Au venit, i-au gonit. Au plecat. Și pe tine de unde te-au ridicat? Pe mine m-au ridicat în 2002. Ce s-a întâmplat în China, că după ce au început să-i tot strângă șurubul pe ei, au început să, la un moment dat, a zis, gata, hai. Luat, ridicat, dus pe stadioane, a ieșit dictatorul șef al momentului în 99 și a zis, dacă partidul nu termină chestia asta cu Falun Gong în 3 luni, o să fie de râsul lumii. Ia, și a pus practic bățul pe ei. Și femei luate din casă, vorbim de femei în vârstă de 70 de ani și mai rezolvat cu o artrită, dureri de spate, chestia din asta. Și s-au tristat așa, o puhui de oameni la închisoare pentru o vină că practic practicau niște exerciții și vreau să fie cinstite, de tolerante și bune. Da? Și au început cu bătăi, cu și în 2001 au început să curgă niște rapoarte astea înspăimântătoare. Pe mine, unul care m-a scos din sărite, o femeie de 32 de ani, cu copilul ei, un bebeluș, un băiat de 8 luni, torturați amândoi, și băiatul, puștiu, le-au trimis acasă cadavrele, erau urme de cătușe, se pare că l-au întors cu capul jos și au băgat tace în el. Ca să o facă pe mama să mărturisească cine mai făcea farmon de aia din bloc. Și arsuri de țigări, oase rupte, ace băgate prin spate, chestii de genul ăsta. Și au trimis acasă morți, evident, și i-au întrebat, ce-ai făcut cu ei? Cum au murit? Păi s-au sinucis. Și aici, asta e una dintre chestii, că ăștia se sinucidau. Nu știu cum că se sinucidau, numai aia din pușcărie. Cam bancul ăla, că doi au mâncat ciuperci și doi aveau găuri în frunte. Și, dar ăștia cum? Ăia au mâncat ciuperci. Ok, dar ăștia cum au mâncat? Păi erau să mănânce ciuperci. Deci era un banc, apropo de rușii care veneau din China. Mă rog, deci, da, e trist, e adevărată și e urâtă rău de tot. Și atunci, în 2002, eu practicam Falun Gong din 99. Sunt programator de felul meu și m-a ajutat. Mă rog, era o chestie foarte bună. Am studiat așa cu punctură pe vreme. Și ne-am strâns mai mulți vestici. Am zis, bă, hai să facem ceva. Deci eu, la un moment dat, când auzeai toate atrocitățile alea, vorbim de violul cu bastoane electrice, știi? Adică, de 30.000 de voți de alea pentru vaci. Deci nu e... Vorbim de lucruri grave, sunt băgați în priză, fețe, femei desfigurate, sunt poze pe internet, se întoarce stomacul pe toți. Și ăștia erau niște oameni care nu erau bandiți sau nu erau... Nu știu, mai le dau de treaba lor și făceau chestia asta. Bun. Și am zis, doamne, dacă eu nu fac ceva, îmi pierd simțul de respect față de mine însumi. Că nu fac mine. Adică, bun, te duci și mai vorbești cu unii cu alții, uite bă ce se întâmplă, dar totuși ceva. Și s-au strâns vreo 100 de vestici.
A fost două valuri de... Unii prin noiembrie 2001 și eu am participat în februarie 2002. În Tiananmen Square, cu niște bannere, al meu era băgat prin româneca, așa, eram cu geacă de puf. Și bine, deci am încercat, ideea era să demonstrez, băi, nu mai omorâți oamenii ăștia, că nu e, că n-o să facă ăștia nimic împotriva nimănui, nu e cu politică, nu e cu nimic. Bine, a ieșit prost, în sensul că pe mine personal, unii au avut o bătaie și mai multă, pe mine, mie mi-a rupt-o coastă. Asta a făcut și mi-au spart ochelarii, că erau pe acolo pe nas și anchetă. Deci m-au purcat pe avion, m-au trimis acasă după niște... Pe noi n-au folosit unelte, da? Deci pe chinezi folosesc ulei, atână de bare, le scot dinții cu cleștele, unghiile, toate astea. E atână mâinile, nu știu cum, să le rupă claviculele, să stea, să se usuce, vai de mama lor. Pe noi au folosit bocanci. Prezentarea de astăzi va începe cu o proiecție. Filmul Free China, Curajul de a crede. Bun, cele două subiecte cred că sunt comune. Sunt foarte comune, da. Gina, da, câteva lucruri despre filmul ăsta. Da, este un film care a fost făcut, este făcut de un regizor, Michael Perlman, care a făcut, este regizorul unui film despre Tibet și este premiat pentru acel film. Și când s-a întâlnit cu producătorul filmului, Qian Wong, a vrut, a auzit subiectul despre Falun Gong, despre teroarea care se întâmplă în China și a vrut să facă acest film. Este povestea a doi oameni, a unui practicante Falun Gong care fusese membru de partid, Jennifer, și a unui doctor care era de, în tot chinez, dar în din Statele Unite, care a ajuns în China pentru aceleași motive, să încerce să spună opiniei publice despre faptul că Falun Gong este bună. Deci este un film, o poveste a unor, a lui Jennifer și a doctorului din America, despre teroarea pe care au suferit-o în închisorile din China, abuzurile psihice și faptul că Jennifer, la un moment dat, o să vedeți în film, nu vreau să povestesc, a scris o carte după ce a ieșit din pușcărie, a fugit din China, în Australia, a scris o carte și a făcut în conjurul lumii cu această carte, încercând să spună lumii prin ce a trecut și prin ce trec practicanții Falun Gong. Același lucru și despre doctorul din Statele Unite. Deci, filmul este despre povestea lor zguduitoare. Este, nu vorbim foarte mult la nivel global, vorbim la nivel de memorie, la nivel memoria ca justiție. Deci, faptul că ei au încercat să povestească ceea ce au pățit, pentru ca ceilalți și lumea întreagă să știe. Lumea nu știe că subiectele în China sunt foarte cenzurate. Deci, atât reporterii sau corespondenții de presă străină, plus ai lor, știm cu toții că Xinhua News este agenția lor națională, nu au voie să vorbească despre alte subiecte decât cele aprobate oficial și despre tematica aprobată oficial. Ei, prin aceste mărturii, acești oameni au vrut să spună povestea lor pentru ca să știe adevărul ceea ce se întâmplă în China, despre ceea ce au pățit ei. Deci este legat foarte mult și de carte, de cartea State Organs. Este foarte interesant pentru că este, am povestit de carte puțin mai înainte. Ceea ce nu am spus este că subiectul acestei cărți au generat foarte multe răspunsuri. Deci am să menționez câteva pentru că sunt foarte importante. Deci în primul rând am să menționez faptul că cartea a fost menționată în raportul ONU pe 2012, care a ieșit acum vreo 3 săptămâni și care îi pun cartea ca și bibliografie la discriminarea femeilor, a copiilor, pentru că despre asta vorbim, v-a spus Adrian mai înainte, despre cazul care bebelușul a fost omorât în fața mamei. Deci, în afară de aceste lucruri, unul dintre autorii unui eseu, doctorul Jacob Lavie, din Israel, a reușit să facă o lege, astfel încât cei care se duc pentru transplant, pot să se ducă în orice țară să-și găsească transplant, însă în momentul când revin acasă în Israel, ei nu mai primesc bani de la asigurările sociale. Deci, ca să explic un pic de ce au nevoie, deci în momentul când cineva primește un organ, există, corpul are tendința să-l rejecteze, pentru că nu este un corp străin. Și atunci există aceste medicamente
ejectare, să zic așa, imunosupresoare, ca să ca corpul să poată să mențină acel organ. Ei, aceste tratamente sunt extraordinar de scumpe. Și pe aceste, și aceste tratamente sunt suportate de asigurările de stat. Ceea ce aduce un deficit, pune o mare presiune pe banii publici, pentru că practic tu trebuie să te duci din banii publici să suporți, să-i dai celui care a făcut transplant. Și atunci au făcut o listă cu țările interzise, de unde dacă ți-ai transplant, ei nu îți asigură niciun fel de bani pentru ca să-ți cumpere aceste medicamente. China se află pe lista lor. Deci asta este unul dintre răspunsurile la subiectul acestei cărți. Un alt răspuns este că în Australia, medicii chirurgi chinezi nu sunt primiți să facă practică și să învețe despre transplanturi decât dacă semnează că ei nu vor folosi acele lucruri pe practicanții Falun Gong, uiguri tibetani, într-un cuvânt ei se cheamă prizonieri de conștiință. Așa se fac această diferență între deținuții lor care sunt condamnați la moarte și care au condamnări în tribunale și prizonieri de conștiință care sunt aruncați în lagăre de muncă, un sistem care se cheamă Lao Gai, fără niciun fel de sentință. De aia se numesc prizonieri de conștiință. Deci asta în Israel și în Australia. În Spania s-a schimbat codul civil. Și Organizația Națională de Transplant din Spania, care este sub subordonarea directă a guvernului spaniol, au făcut o lege cum că dacă cineva obține un organ ilicit sau are cunoștință de un organ ilicit, poate să ia închisoare între 6 și 12 ani dacă este vorba despre un organ vital, da? Ficat, inima, etc. și între 3 și 6 ani dacă este vorba de un organ nevital, cornea, etc. Deci, cartea generează foarte multe răspunsuri. Astea sunt unele dintre reacțiile pe care subiectul cărții le-a avut. Sunt mult mai multe. Sperăm că poate și în România se va face ceva. Sunt foarte multe voci care se ridică împotriva acestui abuz enorm. Sunt voci atât la nivel medical, cât și preoți, cât și societatea civilă. Este un fenomen care are loc. Această carte a fost tradusă în 11 limbi, după câte știu eu, și medici la nivelul domnului profesor Astea Răstoaie, deci președintele Colegiului din România, medici din alte țări la același nivel s-au ridicat și au scris prefații și au vorbit despre această carte. Deci este un fenomen care se întâmplă. Ele se leagă natural pentru că se vorbește de același subiect. Dacă acolo vorbim despre povestea a doi oameni, în film, cartea vorbește despre dovezile că aceste lucruri despre care îi vorbesc sunt adevărate. Unde o să mai fie lansată cartea? Ce mai aveți în program? Deci avem o serie de evenimente care încă nu sunt confirmate. Cu siguranță vom avea la București în următoarele săptămâni. Și fiindcă tot vorbeam de suflet, eu personal din Craiova, sper să fac și la Craiova 1. Și în alte orașe sunt Sibiu am vrea Brașov, să facem pe cât posibil în toate orașele în care suntem chemați, suntem bineveniți, venim cu mare plăcere. Aș vrea să vă mulțumesc vouă și să-i mulțumesc Mariei pentru intervenția și pentru faptul că suntem aici. Mi-am mărturisit, aș vrea să povestesc ceva cu caracter strict personal, dar aș vrea să o spun pentru că cumva este meritul tău și al ei că ne aflăm aici. Mi-a povestit că aici este maternitatea în care ea s-a născut și în care fetele ei amândouă s-au născut. Deci aș vrea să punctez acest lucru și este un lucru de suflet pe care am vrut să-l spun. Bun, la final, o întrebare pentru amândoi. Credeți că va fi vreodată China scoasă de sub bocancul ăsta comunismul? E posibil? Da, e posibil și nu numai că e posibil, e foarte probabil. Și nu numai că e foarte probabil, ci e foarte aproape. Evident că ne ocupăm de subiectul ăsta de ceva timp, eu personal, de aproape, iată, uite, în jurnalism numai din 2006, dar și înainte, mă rog, citeam presă. China e un colos cu picioare de lut. Și aici sunt multe de punctat. Una la mână că este o țară extraordinar de poluată. Mai devreme sau mai târziu, ei vor trebui să facă ceva pentru chestia asta. E o țară super poluată. Deci vorbim de cele mai
primele 10 cele mai poluate orașe ca și aer sunt în China. 70% din apă nu poate fi folosită nici măcar în zootehnie. 40% din apă este, deci nu se recomandă contactul cu pielea de niciun fel. E de groază. Bineînțeles că toată planeta produce bunuri acolo, de la electronice, a căror producție e foarte toxică, sunt o grămadă de substanțe chimice, vorbim de cărbune, vorbim de tot felul de minunății. Ciment, iarăși. Deci asta pe de-o parte. Asta pune o presiune pe populație, care mai departe pune o presiune pe autorități, cumva. Și nu știu cum o să o rezolvă. E o țară foarte săracă. Deci lumea vorbește de boom-ul ăsta economic și de să zic așa, surpriza asta pe care a produs-o China pe scară internațională, a devenit a doua economie a lumii, dar puțin lumea știe că produsul intern brut per capita este mai mic decât al României. E mult mai mic. România e pe undeva la genul 70 și China e pe undeva la genul 94 sau pe acolo. Deci vorbim de 800 de milioane de oameni care sunt sub limita sărăciei și asta e cifra oficială a premierului chinez, nu e a mea. O altă problemă este că mașina comunistă de omorât nu s-a oprit niciodată la ei, cum s-a oprit a noastră prin, să zic, 64, când iarăși la presiunea vestului i-au eliberat și după un anumit timp nu mai băgau pe dizidenți sau pe cei care făceau gălăgie împotriva guvernului, îi băgau la penal. Îi băgau la penal, deci pentru delicte economice, la valută, cum l-a băgat pe Gheorghe Ursu sau pe Paul Goma și atâția și atâția alții. Le înscenau violuri, deține de valută, chestii de genul ăsta. În China nu s-au oprit din omorât. Ei au omorât și omoară exproprierii, dau afară pe oameni, îi scot din casă, îi fac bucăți. Din cauza că nu s-au oprit, în memoria oamenilor, persecuția, vorbim de persecuția împotriva civililor, e încă proaspătă. S-o grămadă oameni supărați pe ei. Iar scandalurile astea de genul care, ca zic așa, aparent corupție, de exemplu, lapte contaminat cu melamină. Sunt scandal prin 2008, iarăși, a băgat 300.000 de bebeluși în spital, cu clinici blocați și, mă rog, unii au murit, nu foarte mulți, din fericire, dar 300.000 de bebeluși în spital băgați în câteva luni, nu e o joacă. Lumea te ține minte. Iarăși, cu tremurul din Sichuan, au căzut casele pe elevi. Da? S-a făcut o anchetă, civilii, oamenii au făcut o anchetă, ce faceți cu școlile astea, de ce s-au dat numai pe școlile astea de partid, seriile de partid erau alături și alea nu au căzut, dar astea au căzut. E clar că au furat și au făcut. Deci, există o neliniște socială în China, care crește exponențial, după părerea mea. Prin 2007, ei au o statistică care se cheamă incidente de revoltă major. Marea lor problemă e că sunt mulți. Sunt mulți, deci da. Dacă se ajunge la o revoltă populară, atunci e greu de... Sunt mulți și sunt supărați pe ei. Și lumea simte că nu participă. Iarăși, ceea ce s-a întâmplat și în România și poate și la Moscova, cred că s-a întâmplat și în Bulgaria și cu siguranță, în țările astea unde comunismul, să spunem că s-a volatilizat sau s-a sublimat așa în ceva, în ce s-a sublimat? S-a sublimat într-un fel de rețea, într-o companie mare, într-un SRL. S-a întâmplat și la Moscova, care pune, ce face? Pune un capac pe societate. Aia începe să sugă resurse, de multe ori ilicit, nu prin concurență liberă și prin relații și se știu în toți între ei. Deci, practic, partidul ăsta s-a sublimat într-o companie imensă. Asta a făcut și în China, numai că a rămas și eticheta de partid. Numai că la bunăstarea pe care și-o asigură această rețea de interese, practic, nu e aparte de toată lumea. E aparte un număr restrâns de oameni. Asta se întâmplă și în Moscova, și în Rusia cu resurse, până în România la fel. Acolo la fel. Sunt asociații, sunt membrii de partid și familiile lor. Și poate familiile de gradul 2 sau și într-o oarecare măsură și restul sau cunoscuți sau ce mai ai pe acolo. O grămadă din oameni n-au o felie din tortul ăla. Și lucrurile se fac ilegal și o corupție îngrozitoare și lumea e insupărată. Deci asta o dată. Sunt niște tensiuni sociale în China care mai devreme sau mai târziu o să explodeze. Părerea noastră e că, iarăși, probabil că se coace ceva pe acolo, de ceva vreme. Dacă te uiți la reacțiile dure pe care le-a avut partidul, apropo de... A fost o transmitere de putere. Da? A fost de la Hu Jintao la Xi Jinping, nou lider. S-a schimbat și guvernul, bineînțeles.
Xi Jinping n-a știut nimeni nimic despre el. Deci era omul care avea un chip, dar nu știa nimeni ce în spatele feței. Nu știam dacă e mai încolo sau mai încoace, era extrem de rezervat cu părerile sale și bun. Și am așteptat să vadă ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat a fost că au început sistemul de reeducare, cadre strânse și i-au pus să studieze înaintea plenarei, i-au pus să studieze materiale marxiste și să-i izoleze de unii de alții. Deci niște chestii super ciudate care se întâmplau pe vremea lui Mao. Deci astea sunt niște ieșiri în decor care atestă niște tensiuni și niște frici. Nu pui oamenii să facă chestii de genul ăsta dacă nu ai un bagaj de tensiune în partid. Și cum vezi schimbarea? Din interior sau din exterior? Eu nu sunt Dumnezeu. Okay. Din interiorul partidului? Eu ce cred că o să se întâmple este că o să se știe. Dar iarăși, eu părere strict personal, s-ar putea să fie total departe de adevăr. Cred că o să se mănânce între ei. Cred că o să se mănânce între ei până când nu o să mai rămână nimic. Asta cred eu. O să fie ceva din interior. O să fie ca o gogoașă pe care când o spargi se transformă într-un praf, așa, o chestie super fină de cenușă care de zici că nici n-a fost ceva acolo. Asta cred eu că se va întâmpla. Da, dar influența statelor occidentale și semnalele de alarmă pe care le trag... Influența statelor occidentale este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Deci niciun stat occidental în această zi nu are tupeul să ridice probleme la ordinea zilei, probleme arzătoare cu China. Deci Timothy Geithner, fostul trezorier al Statelor Unite, care vorbea fluent mandarina, a promis de vreo 4 ori, știu eu, că se va duce la China să ridice problema yuanului subvenționat. Deci, practic, ei țin yuanul depreciat ca să exporte mai multe produse în America și, practic, să încline toată balanța de plăți în favoarea Chinei, să acumuleze dolari și în felul ăsta să ajungă să controleze politicile monetare ale Statelor Unite, ceea ce s-a întâmplat. Și nu sunt numai Statele Unite băgate acolo. Timothy Geithner a fost de vreo 4 ori în China, 3-4 ori, înainte de fiecare vizită a promis că va ridica problema asta și n-a ridicat-o niciodată. Și când vine, nu spune nimic. Bun, perfect. Deci următorul trezorier e chiar mai, ca zic așa, mai spălăcit. Deci nu există. La momentul ăsta, nimeni nu are tupeu să se pună ca stat cu China. Dar toți vor să aibă piață de desfacere acolo. Tom, asta e problema. Deci, iarăși, inclusiv lucrurile de genul ăsta, vorbim de recoltare de organe, vorbim de oameni folosiți ca porci, așa, ca animale pentru piese de schimb. Există companii implicate adânc în cercetare și au mutat cercetarea în spitalele acestea din China și au fost criticați pentru lucrurile. Deci există pentru ei asta este o, ca zic așa, o oportunitate nemaipomenită, pentru că nu au probleme de control, nu face nimeni fițe, vorba aia, chinezi sunt câți grămezi, poți să tai câți vrei din ei și să faci testele până nu mai știi de tine. Deci asta o imoralitate care nu a cuprins numai Partidul Comunist. Deci iarăși e o grămadă de lume băgată și din cauza asta eu cred că atunci când filmul ăla, Lord of the Rings, știți că era un tur, că l-a explodat, când a explodat chestia aia urâtă și neagră, a trimis o undă de șoc, așa, care a măturat o grămadă de lucruri. Asta cred eu că se întâmplă. La final, da, spune. Și se întâmplă acum, aș vrea să adaug despre mass media. Deci, cred că la acest moment mass media nu are luxul să mai tacă. Deci unul dintre lucrurile pe care Partidul Comunist Chinez l-a făcut a fost ca să restricționeze raportările mass mediei internaționale. Și atunci toți cei care se aflau la Beijing raportau clar despre aceste, numai despre lucrurile care aveau trecere. De exemplu, se știe că toți corespondenții de televiziune, de posturile de televiziune, de radio, în momentul când ei transmit ceva, există un delta, există un timp în care cenzura chineză vine și spune cuvântul și este lăsat să treacă numai ce este lăsat să treacă.
Acest lucru era la mica înțelegere cu foarte multe companii. Cert este că de anul trecut au început o persecuție foarte mare a corespondenților străini sub orice formă, că vorbim de ca indivizi, ca radio, ca televiziune. Astfel încât BBC și agențiile mari de presă. Și agențiile mari de presă. Deci anul trecut BBC radio a fost bruiat în timp ce transmitea de mai multe ori. Ei au venit, au făcut public o declarație publică despre aceste bruiaje pe care le primesc de la chinezi. Acum, vineri, recent, a fost un alt scandal. Un jurnalist care și-a petrecut în jur de 20 de ani în China nu a mai primit viză să stea în China. Vorbim de un angajat al companiei, al agenției Reuters. Vorbim de un alt angajat al companiei Wall Street Journal, care de asemenea nu a primit viză. Într-un interviu al angajatului de la Reuters, care are 63 de ani și care este un expert pe China și a petrecut toată viața în Hong Kong sau în China sau în zonele apropiate, spunea că el nu a văzut niciodată de la începutul anilor 90 o persecuție mai mare a corespondenților de presă ca acum, de când a venit Xi Jinping. Deci vorbim despre semnale despre care vorbea Adrian și despre ceea ce se întâmplă în partid. Vorbim despre faptul că de anul trecut, de când s-a făcut tranziția de putere de la fostul conducător de la Hu Jintao la Xi Jinping, asta a dezvăluit o luptă de putere în interiorul Partidului Comunist Chinez fără precedent. Nimeni înainte nu a știut la cât de mare este această luptă. Atunci, pentru prima dată, au fost scoase la iveală aceste lucruri. Aceste lucruri se pare că sunt date către toate sectoarele, deci nu mai este la Partidul Comunist. Deci s-a răsfrânt asupra societății, s-a răsfrânt asupra corespondenților de presă, asupra tuturor. Nimeni nu mai este protejat. Deci, din nefericire, mesajul pe care eu aș vrea să-l transmit este că China este mult mai aproape decât credem că este. Iar influența Chinei este mult mai mare decât bănuim că este și am fost, de exemplu, înfiorată când mi s-a spus în Chișinău la lansarea de carte, am știut că până și mărțișoarele, tradiționale mărțișoare, sunt făcute în China. Deci, slujbele, toate locurile de muncă sunt exportate în China. Sunt repercursiuni imediate asupra cărora trebuie să ne gândim. Deci, produsele care vin din China sunt cu probleme. Vorbeam de laptele praf, în care chiar chinezii se duc să-și cumpere lapte praf din Hong Kong. La fel aici populația a început să știe despre produsele chineze, să aibă din nefericire o faimă nu favorabilă, toată lumea se ferește de ele. Vorbim despre exportarea locurilor de muncă, vorbim despre faptul că exportul, din cauza exportului foarte cu moneda subvenționată, din cauza subevaluată, din cauza acestui lucru, toate exporturile sunt către China. Deci China la acest moment acumulează capital în detrimentul tuturor celorlalte țări. Am avut un șoc la lansarea de la Timișoara a cărții. Unul dintre cei prezenți mi-a spus următorul lucru. A fost foarte șocant. Nu am să dau nume. Mi-a spus că s-a deschis un mare magazin în Timișoara care avea numai produse chinezești. Și acești oameni care erau la lansarea cărții noastre știau despre povestea cu lagurile de muncă din China, s-au dus și s-au uitat pe etichetele produselor. Ei, pe etichetele produselor erau trecute numele lagărelor din China. Deci aceste produse sunt ieftine pentru că sunt făcute în lagărele din China. Deci în momentul când cumpărăm un produs trebuie să știm ce facem noi. De fapt, devenim complici la Partidul Comunist Chinez, pentru că ei țin aceste, sunt sute de mii de oameni la orice moment încarcerați în aceste lagăre de muncă care au acest nume generic care, la ogai. Plus că rău ăla se plătește. Deci în momentul în care noi cumpărăm niște produse, aia vorbim economia acum, o pereche de blugi în China la prețul de fabrică, deci la poarta fabricii, costă $4. Blugi noi de firmă. Deci blugi pe care în Europa îi găsești cu, nu știu, $40 în America, să zic așa, în America de Nord. Și atunci întrebarea este așa. Practic, chinezul ăla pe care a cusut perechea de blugi, e practic o bătaie bună, să zicem, o dată pe săptămână și eventual, dacă e în lagăr de muncă, li se mai dau așa ceva de genul, nu știu, $2 pe săptămână. Dacă este cât un amărât de, să zic, sunt și copii acolo la 16 ani, lucrează în trei schimburi,
câștigă ceva de genul $2 pe pereche. $1 și ceva, $2, depinzând și de... Și atunci, noi nu o să putem niciodată să concurăm cu prețurile alea, pentru că sunt prețuri de... E o sclavie. Deci aia e vorba de un sistem de lagăre de muncă, 4 milioane de oameni, estimarea așa, să zic, foarte, ca să zic, relaxată. 4 milioane de muncă care, de oameni care muncesc în niște condiții infernale, 16 ore pe zi, fără probleme, plătiți cu un blid de mâncare și o bătaie bună ca să scadă burta la pasnici. Deci sunt ținuți ca vitele. N-o să, niciodată nimeni nu o să poată concura cu prețurile alea. Și că, drept urmare, slujbele noastre se duc acolo. În timp. Asta a pățit America. Și sunt supărați acum că ce s-a întâmplat. Păi nu, banii dumneavoastră sunt în China. Și joburile noastre sunt tot în China. Și produsele care se întorc din China au prețuri comparabile cu alea care ar fi fost produse în America. Și atunci, cine încasează diferența enormă de bani? Încasează marile corporații. Ei sunt mari beneficiari al acestor tranzacții. Ei sunt cei care au mutat, au făcut outsourcing în China la orice, de la, să zic, soft până la producție de pantofi sau de oțel sau de orice poți să-ți închipui. Și în felul ăsta au sărăcit economiile locale, pe termen scurt au înghesuit bani în bugete și s-a văzut bine și și-au luat primele și companiile au înregistrat câștiguri, dar long term, pe un termen mai lung, ei au făcut praf economii întregi. Vorbim de pantofi italienești, că vorba aia, italienii fac pantofi. Pantofi italienești făcuți în China, cu care nu poți să concurezi ca preț. Și asta din cauza că un rău făcut undeva, la care ești părtaș, îți vine înapoi. Ultima întrebare. Cireașa de pe tort, cum ar zice unii, ok? Voi cumpărați produse chinezești? Știind tot ce e în spate. Eu personal încerc să nu cumpăr produse chinezești pe cât posibil. Deci, iarăși, o să sune ciudat dacă ești, cum ar zice cineva, domnule, mai ales dacă ești oficial, ăia prin state cumpără mașini americane. Eu nu înțeleg de ce, de exemplu, Senatul nu cumpăra, sau acum am înțeles că cumpără mașini românești, pentru că tu trebuie să arăți că susții economia locală, în primul rând. Dacă ești reprezentant al guvernului, dacă ești reprezentant al, zic așa, parlamentului, sau oricum ești o autoritate în țara asta, e clar că trebuie să sprijini locuitorii țării astea care, ei sunt talpa țării, ei te-au ales pe tine, tu existi pentru ei, nu invers. Și atunci, nu știu, n-am înțeles niciodată de ce cumpărau toți mașini străine, când puteau să cumpere mașini românești, chiar dacă, să zicem, nu erau la fel de bune. Nu e nimic, doamne, sprijină-o, încearcă să încurajezi niște lucruri, da? Deci, întotdeauna încerci să cumperi și să favorizezi pe grupul ăla de oameni de care ești aproape. În cazul meu, România, că eu sunt născut în România, evident, iarăși, unor nu poți. Dacă intri într-un magazin de jucării, eu nu cred că găsești jucărie care nu e făcută în China. Nu cred chestia asta. Dacă intri într-un magazin de electronice, nu cred că găsești electronice făcute în Germania sau... Iarăși, mâncare, vorbim de mâncare, la mâncare e și mai trist. Că mâncarea, zici, dom'le, ăsta e șuncă de nu știu unde, dar cu ce a tratat ăla șunca, cu niște chimicale? De unde vin chimicalele alea, nu o să știi niciodată, pentru că nu sunt obligat să raportezi. Deci, e o economie globală, e foarte greu să faci chestia asta, dar pe cât posibil, ar trebui, părerea mea, că ar trebui cumva să fim conștienți de niște lucruri. Și de alegerile pe care le facem, și de alegeri foarte subtile, care ne pot duce în stânga sau în dreapta, ca zic așa, poți să ajungi la bar sau la spital. Și ar trebui susținuți oamenii locali, deci este... nu vreau să vorbesc despre patriotism ca despre o vorbă goală, dar sunt acești țărani care sunt cinstiți, muncesc. Te duci și cumperi de la el, mă rog, chiar dacă nu arată la fel de bine ca ăla din Turcia. Și nu, dar nu e dat cu ceară, măcar știi ce mănânci. Și dacă mai găsești câte un fierme, măcar știi că e ecologic. No, e complicat, deci că și românii mai bagă și e greu de explicat, dar, dar cred că pe cât posibil ar fi bine să încurajăm pe toată lumea și să păstrăm slujbele în România. Și să le dăm țăranilor, dacă e vorba de mâncare, o să mâncăm și noi mai bine și o să trăiască și ei mai bine și toată lumea o să fie bine. Eu vă mulțumesc pentru interviu. Și noi. Lansări cât mai plăcute și subiecte tot așa plăcute să aveți. Că e greu să scrii de ceva ce nu știu, doare. E greu să scrii de lucruri care dor, dar credem că dacă nu scrii e mai rău decât... Deci niște lucruri nu pot fi lăsate așa pur și simplu să se întâmple.
Sunt o grămadă lucruri aiurea care se întâmplă și cred că nu trebuie niciodată să ne lăsăm, să cădem în apatie și nu trebuie, părerea mea, să credem. Am văzut pe mulți care cred că, bă, nu contează, bă, ești o furnică și la scară nu știu de care, nu contezi, practic, nu. Asta nu e adevărat. În momentul în care crezi că nu contezi, atunci începi să nu contezi. Dacă tu crezi că ce spui tu e adevărat și în spatele tău stă dreptatea, atunci și o voce face niște lucruri. Da? Deci Gandhi a dat pe englezi afară exact în felul ăsta. Zice, doamne, pur și simplu așa căuta aici. Da? Deci a câștigat, el și-a recâștigat o țară, o chestie imensă, de la un imperiu care stăpânea, nu știu, o treime din lume sau o chestie de genul ăsta. Da? În imperiul ăla n-a punea soarele. Și cumva Gandhi și-a luat țara înapoi de la oamenii ăia, a încasat ce a avut de încasat, a sacrificat ce a avut de sacrificat, a rezistat, cu alte cuvinte a tolerat și a fost cinstit în crezul ăla pe cât a putut. Bineînțeles că există critici că a făcut una și pe cealaltă, dar ce vreau să spun că e un principiu acolo. Dacă poți să sacrifici pentru o cauză dreaptă și ți se pare că merită făcut, atunci fă-o din inimă și să vezi ce iese. Că dacă cu apatie nu rezolvi nimic. Deci cu apatie numai îți faci valița și pleci în Europa, dar aia e ușor. E ca și cum e ușor să tai o creangă și e foarte greu să pui una la loc. E ușor să îți faci valița să pleci, dar problema pleacă după tine. Sau dacă nu pleacă după tine, o lași la aia pe care l-ai lăsat-o olora de unde ai plecat. Deci, n-ai rezolvat-o, ai dat colțul și asta e o chestie care, la un moment dat s-ar putea să nu mai ai unde să fugi. Și atunci ce faci? Încă o dată mulțumesc și toate cele bune. Mulțumim și noi pentru ocazie.